Doamnelor și domnilor, mă bucur totodată pentru că în platoul emisiunii noastre, în această seară, în calitate de interpret, este omul care a gândit pentru mine și nu numai pentru mine, pentru foarte, foarte mulți artiști, brâie, papioane, cămăși, tot ce vă doriți dumneavoastră să realizați, să știți că acest om vă ajută. Dacă vreți să vă faceți un costum complet, apelați la domnul Nicu Rotaru și din mâinile acestui om vor ieși numai lucruri de calitate. Bună seara și bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. V-am invitat cu drag. Mulțumesc din suflet. Dumneavoastră știți că n-am inventat eu costumul popular, dar în orice costum, cel am lucrat și îl voi lucra, am depus sufletul meu la propriu, pentru că sunt zile și nopți de lucru în ceea ce cuprinde un costum popular. Așa este, dar în această seară nu ați îmbrăcat costumul popular pentru că ne aduceți o romanță și vă stă foarte bine așa, dar să știți că pentru mine, repet, este o bucurie că sunteți în această seară aici. Mulțumesc din suflet, nu mă lansez în muzică, dar pasiunea de cântec, cântecul de suflet și cel religios, pentru că datorită lui Dumnezeu și părinților noștri suntem ceea ce suntem astăzi și vom fi câteva ține. A venit aseară mama din sătul cui de departe, ca să-și vadă pe feciorul astăzi domn multă carte. A bătut stivos la ușă, grabnic i-am ieșit în prag. Mi s-a umezit privirea de iubire și de drag. Sărutându-i mâna dreaptă, m-a strâns la pieptuioasă și întrebând-o câte toate, am intrat apoi în casă. În lăuntru-i casei mele, câtă bruma am adunat, de prilej măicuței mele să se creadă într-un palat. Nu îndrăznește nici să intre cu opincii în picioare și cu multă grijă calcă doar pe alături de covoare. E ondem să nu ia în seamă și să calce drept în lege, că doar el a fis în casă, nu în casa unui rege. Și de-abia o fac să șadă pe unde
divan cu scoarță nouă. Mi-era dor de tine, mamă, ți-am adus vreo 10 ouă. Mițelunti acolo-ntra Amen.